Vineri 6 mai, în prezența actualului edil șef al municipiului Roma, Laurențiu Leoranu, și a profesorului universitar academician Nicolae Manolescu, a fost dezvelit bustul lui Nicolae Manolescu Strunga, fost senator de Roma, în cel care a lăsat prin testament terenul și fondurile necesare construirii de către fiul său a actualului palat administrativ. Amplasarea acestui bust face parte dintr-un proiect al Asociației Culturale Clepsidra, demarat în 2012 și finalizat în 2016, atât prin subscripție publică, cât și prin alocări de la bugetul local. Bustul din bronz al ilustrului înaintaș liberal va fi amplasat în parcul din fața primăriei Roman cu prilejul zilelor municipiului Roman. Nepotul lui Nicolae Manolescu Strunga a evocat anii frumoși ai copilăriei petrecuți în dulcele târg moldav de la confluența Moldovei cu Siretul, în strada Bogdan Dragoș, dar și contribuția familiei sale la propășirea Romanului și la dezvoltarea medicinei românești ca ministru al sănătății în guvernul liberal al lui Lascăr Catargiu. Toată copilăria Bogdan Dragoș, deci în Roma. Ceea ce este foarte, foarte important este că scurza de la Mitrușeni, care tot în Roma, așa, a fost cel care, alături de ai mei părinți, am făcut tot ceea ce se putea face pentru propășirea județului român. Edilul șef al municipiului, Laurențiu Leoranu, și-a manifestat bucuria de a sprijini un proiect de o asemenea învergură și și-a exprimat regretul că academicianul Manolescu Strunga nu va putea participa la zilele municipiului, când va fi dedicată o zi comemorării memoriei ilustrului înaintaș liberal care a militat pentru propășirea județului Roman. În același context, acesta va fi declarat post-mortem cetățean de onoare al municipiului. Mă bucur să vă cunosc și eu la fel. Vreau să vă mulțumesc că dumneavoastră ați fost cu aprobarea prietenul meu, părintele, a fost cu ideea, iar eu zic să fiu beneficiarul în favoarea urbei. Bustul în bronz al lui Nicolae Manolescu Strunga va fi amplasat pe un soclu în parcul din fața primăriei Roman. Eu vreau să vă spun bine ați venit la Roma. Vă mulțumesc! Mă bucur sincer să vă cunosc și să vă întâlnesc. De un singur lucru îmi pare rău, că ați venit astăzi. Ce mai ar fi vrut un pic mai târziu. De ce? Avem în cadrul zilelor municipiului Roman, ziua când vom amplasa acest bust pe socul care deja l-a turnat în piața din fața primăriei și când vom înmâna și titlul de cetățean de onoare celui care a fost Manolescu Strunga și care a reprezentat pentru noi un om vașnic, un om gospodar. Eu vă mulțumesc. Strămoșa dumneavoastră. Da, vă mulțumesc tare. Soția. Da. Mă bucur să vă cunosc. Da. Și vă vrem succes. Domnul general, să-l care e ginele. Domnul general, mă mulțumesc. Sunt încântat și mă bucur tare mult. Da. Fica mea. Care dumneavoastră l-ați organizat. Cu seamă că prin asta practic dați recunoștință înaintașilor, oamenilor valoroși care au lăsat lucruri însemnate în urmea dumneavoastră. Eu vă și invit atunci împreună să dezvelim acest gust care simbolul în bronz. Va fi amplasat în piațeta de aici. O să vă arăt imediat și soclu unde l-am amplasăm. Foarte reușit și n-am cuvinte să mulțumesc. Mă bucur. În felul ăsta urmea, prin reprezentanții, evident, a reușit să certifice că este imposibil să ai un viitor dacă nu ești profesor în trecut. Președintele Asociației Culturale Clepsidra, preotul Cornel Paiu, are amintit despre parcursul proiectului, inițiat din dorința de a oferi contemporanilor modele autentice de înaintași care au militat o viață de om și și-au donat averile pentru construcții de utilitate publică. În sensul că astăzi este și zorul țămăduirii și aș la alătura momentul de această sărbătoare, pentru că poporul se poate tămădui și a privit la niște modele adevărate, cum este și Nicolae Manolescu Strunga,
o personalitate complexă, o personalitate științifică, medicală și, spuneam eu, filantropică. Ați remarcat inițiativa prietenul nostru preot Tiberiu Roșu, care într-adevăr a venit cu ideea aceasta de a demara un proiect pentru a-l repune pe socru, pe ilustru dumneavoastră înaintaș. Și, sigur, sprijinul primăriei municipiului Roman, care a preluat ideea noastră. Dar cei care au executat acest proiect, cu sponsorii respectiv, cu sprijinul obținut și cu strădanii destul de mari, pentru că proiectul a început în 2012 și iată se finalizează în 2016, iată, deci cei care au executat această lucrare și au propus suflet pentru acest lucru sunt membrii societății culturale Clepsidra. Ideea proiectului de amplasare a bustului senatorului de Roman Nicolae Manolescu Strunga aparține Asociației Culturale Clepsidra și a demarat în 2012, fiind finalizat în 2016. Nicolae Manolescu Strunga s-a născut în 1850 și a urmat studii de medicină, fiind la rândul lui profesor universitar. A făcut și politică liberală, fiind senator al Ținutului Roman. El a lăsat prin testament terenul și fondurile cu care fiul său, Ioan Manolescu Strunga, a construit actualul palat administrativ. Istoria medicinei reține faptul că alături de Carol Davila, academicianul Nicolae Manolescu Strunga este recunoscut ca unul dintre ctitorii medicinei românești, părintele oftalmologiei. În ziua de 18 mai se va organiza o sesiune de comunicări științifice dedicată marelui înaintaș liberal și proiectelor sale științifice și filantropice.